Onoarea suprem pentru Stephen Hawking, s-a decis unde va fi înmormântat. Astrofizicianul britanic Stephen Hawking va fi înhumat în Catedrala Westminster Abbey de la Londra, un omagiu rezervat celor mai mari personalități, alături de un alt gigant al subliniere-tincei, Isaac Newton, a anuncat marci un purtor de cuvânt al LECA sublinierelui de cult, fără a furniza alte informații, relatează AFP. Funeraliile lui Hawking vor avea loc la 31 martie la Cambridge, unde el a terminat sublinierea i-a predat timp de peste 50 de ani, au anuncat marci copiii săi într-un comunicat, scrie Ager Press. Hawking, celebru pentru lucrările lui despre univers, a murit pe 14 martie la locuința lui din Cambridge la 76 de ani, decesul său fiind urmat de un val de omagii aproape fără precedent pentru un om de subliniere timp. Activitatea sa s-a concentrat asupra apropierii teoriei relativității a lui Einstein sublinierei a mecanicii cuantice pentru a încerca să explice apariția Universului sublinierei funcționarea lui. Isaac Newton, matematician, astronom, fizician care a terminat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea sublinierei în prima parte a secolului al XVIII-lea, este tatăle mecanicii clasice datorită teoriei sale privind gravitația universală. Westminster Abbey gestuie subliniere tereme subliniere i cele pe munte subliniere ti ale regilor subliniere i reginelor, precum subliniere i pe cele ale unor oameni celebri. Este foarte adecvat ca ce nu sublinierea profesorului Hawking să fie îngropat în abacie, alături de colegii săi distinși sublinierei din domeniul subliniere științific, a subliniat John Hall, decanul Westminster Abbey, într-un comunicat, menționându-i pe Newton sau pe Charles Darwin, autorul teoriei evoluționiste. Cambridge este ora subliniereul pe care îl iubea atât sublinierei care îl iubea sublinierei el, au afirmat copiii săi, anuncând ce funeraliile se vor derula în Biserica Great-Setemari de la Universitate, în suntapa sublinieretelui. Slujba va fi sublinierei inclusiv, sublinierei tradițional, reflectând anvergura sublinierei diversitatea vieții sale, au adugat ei. Ceremonia funerar va fi urmat de o recepție privat la Colegiul Trinity. Mii de persoane au semnat în cartea de condoleanțe deschis cu prilejul decesului lui Hawking, care a subliniere-tiut să ajung la o mare parte a publicului prin intermediul cercii sale de populare a subliniere-tincei Brief History of Time, apărute în 1988. El a sfidat predicțiile conform cerora nu mai avea decât câțiva ani de TRIT după ce a dezvoltat de foarte tânăr o boală neurodegenerativ, scleroza laterală amiotrofică, cu care a fost diagnosticat în 1964.